Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un episod de Paper.io! Dar, după cum vedeți, mi-a schimbat caracterul, skin-ul mai exact. Aveam... De ce nu dai ăsta? Aveam ăsta cu mașina și acum l-am pe ăsta cu vaca. Mi s-a părut mai interesant și am zis să joc cu ăsta. Eu am mai jucat câteva zile, așa, vreo o jumătate de oră în continuu. Câte o jumătate de oră pe zi jucam jocul acesta pe zi. Nu chiar în continuu, jucam 10 minute, făceam puțin pauză, iarăși 10 minute. Și am omorât. Și am tot jucat, așa, și sincer să fiu, nu mai avem ce să facem, șmecheria. Nu știu dacă e o serie, nu prea cred că e serie. Nu prea știu dacă să facem serie, pentru că nu mai prea avem ce să facem. Skin-uri am încercat din tot plinul meu, din toată puterea, ce plin, că vorbesc și o prostie, ce plin. Din toată puterea mea am încercat să deblochez un skin, 2, 3, super greu. Următoarele skin-uri care urmează, super, super greu de deblocat. Deci, nu le-am putut debloca acum vreo o săptămână de când am mai filmat. De o săptămână de când am mai jucat jocul acest, adică pe episod. De o săptămână, ăsta e al doilea. De o săptămână și tot mă repet, pentru că am un obicei prost și în videoclipuri, dacă mă vedeți că repet, un obicei prost. Mamă, i-am spart pe ăla. Foarte, foarte, foarte greu să deblochezi următoarele skin-uri. După mașina în sus, super greu să deblochezi următoarele skin-uri și n-am mai putut într-o săptămână. Am jucat eu, nu pe episod, de o săptămână de la primul episod, n-am mai deblocat un skin. Nici un skin. Stigman Hook, lasă-mă în pace, domnițule! Ăsta vrea să mă joc. Aoleu. Noi ne jucăm altceva, nu Paper.io. Stigman Hook. Ne jucăm noi, nu Paper.io. Dar și... Lasă-mă în pace, Amazing. Și de la mașină încolo nu mai pot să deblochez. Uitați, aici zice că trebuie să capturez 25 din mapă. E super greu. Aici e super greu, cu 100... 3 consecutiv dei, nu știu ce înseamnă asta. Aici zice să fac 10 kill-uri. Și asta e greu pentru că am făcut la 9 kill-uri, bam, am murit. Vedeți, arată și aici că 9 kill-uri am făcut. Și mai este ceva în care zice să stau 15 secunde în afara locului. Și asta e super greu. O să începem. Asta să reviu în 10 minute. N-am cum, nu știu ce înseamnă asta. O să începem cu primul și o să vă arăt cât de greu e să capturezi ăștia. Prima dată o să capturăm 25 din mapă. Să vedem dacă putem face skin-ul acesta. Să vă arăt cât de greu e să deblochez un nou skin și nu mai prea avem ce să facem. Nu cred că o să mai jucăm acest joc. Nu o să mai facem niciun episod. Nu cred. Nu mai revizităm acest joc pentru că n-are rost să mai revizităm acest joc prea curând. N-are rost, e prea greu, devine greu, nu o să-l mai jucăm. 25 din mapă, doar 2. Vedeți cât de greu capturez din mapă. Super, super greu. Și o să mor până la 25. Ok. Să vedem cât
câteodată nu o să vorbesc. Pentru că trebuie să mă concentrez, să mă mișc pe ei, să-i omor pe aia, să mă feresc să nu mă omoare. E destul de greu joculețul. Adică devine greu. La început fix, la început de tot, super ușor. Devii în 5 secunde ai devenit rege. Dar acum e greu. E greu acum. Devine greu. Pentru că... Ai de capul meu! Devine greu. La început era super ușor, dar acum devine... Lasă-mă, femeie! Fă! Devine greu. Acum a devenit greu. Mai încercăm o dată pentru skin-ul ăla și după... Am urlat, bă, mâncat iar. Am urlat. Am urlat, credeam că am murit. Am închis ochii și am urlat. Credeam că am murit, dar n-am murit. Vedeți, n-am putut. Nu pot, e super greu. Nu că nu pot eu. Nimeni n-ar putea din prima. Nimeni, absolut nimeni n-ar putea din prima să deblocheze. Aici nu prea înțeleg. Zice să fac 10 kill-uri. Nu, hai să vedem, să facem 10 kill-uri. De două ori încerc. Și după aceea încercam ultimul, nu chiar ultimul skin. Ăla cu să stau în 15 secunde în afara hărții. Adică aici să stau 15 secunde, unde nu-i colorat. Nu-i terenul meu. Am făcut 2 kill-uri. E bine și 2 kill-uri. De la 5 kill-uri în sus o să mă pricep mai bine. Ok. Mi-e cam somn, pentru că e seară. Nu chiar foarte tare mi-e somn. De exemplu, acum mi-e somn, da? Ajung în casă, adică sus, că sunt deja în casă. Ajung sus, perfect, îmi iau pijamalele, când mă pun în pat, nu mai pot adormi. Îmi revine cheful să fac altceva. Și mă apuc de filmat, mai fac altceva, chestii, mă mai joc. Vai de capul meu. Nu mai văd ecranul. Mi-a revenit vederea, bă. Acum, deja doar 4 kill-uri. De ce am zis deja? Doar 4 kill-uri. Eu mă mai joc câteodată. Ne arată reclamă la Hell's Jump. Eu mai joc câteodată și nu pot. Nu reușesc. Oh, un kill. Credeam că a murit. Aoleo, ce face așa caracterul? Nu! Făcea caracterul, nu știu cum. Mă, mâncator. Hai să încercăm ăla. Să stai 15 secunde în afara. Deci, unde? Zice, stay 60. 15 seconds outside your area. Trebuie să stau 15 secunde în afară de area, de terenul ăsta. 1, 2, 3, m-a omorât. Mai încercăm. Nu vreau mai mam, mai del, mai cuș. Unu, doi, trei, patru, cinci. Știam că mor. Mai încercăm de două ori. Dar nu pot. Unu, doi, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece, 11, 12, 13. M-a omorât unul! Bă, și făceam! Bă! Unu, doi, nu pot aici, că mă omoară-s mulți. Mai încercăm o dată.
Reclame în continuu. Mi-ar plăcea dacă nu mi-ar da reclame. Mai încercăm o dată și gata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yes! Am făcut 15 secunde! Eu am numărat 15 secunde! Am numărat 15 secunde! 13 secunde! Nu cred! Eu am numărat 15 secunde! Nu contează, cred că o să încheiem aici episodul și joculețul nu o să mai jucăm pentru că devine destul de greu, v-am spus. E destul de greu și da, sper că v-a plăcut acest joculeț. V-aș ruga să apăsați butonul de like. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!